Vama Veche a fost pentru câteva ore popas al piloților care participă la cel mai mare raliu caritabil, al cărui traseu trece prin România. Este vorba despre o cursă care începe din Londra și se oprește tocmai în Mongolia. În fiecare an, raliul se organizează pentru câte o cauză nobilă. Anul acesta, piloții au plecat la drum cu gândul să salveze pădurile tropicale. Motoarele au fost turate la maximum în Vama Veche. Mai vechi sau mai noi, tunate sau nu, mașinile care participă la raliul Mongoliei au făcut un popas în sudul litoralului românesc. 26-hour drive, but we survived the ride, so can't complain. The car's fine. John a venit tocmai din America, dornic de o nouă aventură. It's an opportunity for people to kind of get to see the world. You just don't get a chance to really see that unless you come on the road, so. Și și-a adus și prietenii la popasul din Vama. Fell in love with the idea. But you know, in the United States we don't get a lot of time off. And so when we graduated from school, we're not starting work until October. I mean, I get to do it with some of my best friends here. I think we're going to make memories that are going to. Și dacă drumul a fost obositor, oprirea a devenit un motiv de distracție. Așa că imediat ce au ajuns, au și făcut o baie în mare. Și au luat cu ei și mascota, un urs mare de pluș la care nu renunță nicio clipă. There's a lot. Și nu sunt singurii care au acceptat provocarea raliului. Yeah, the trip was good, a big adventure, and now I have time, I just made my school. Is the first time? First time Mongol Rally, yes. Mm-hmm. Yes, see a lot of countries and meet people. The trip was good actually, we spent one night in Hungary and then two nights in Romania. We'll do like 10,000 miles, 16,000 kilometers by the end. Traseul a fost parcurs în urmă cu 4 ani și de un român. Vlad a avut atunci parte de multe peripeții. Mașina i s-a stricat chiar când a ajuns în Mongolia. Lucram în bancă de 11 ani și m-am hotărât să-mi iau în vacanță. Practic am luat concediile din 2 ani de zile într-o singură lună și am plecat în Mongolia. Nu mai știu cum să le spun șurub. Moment în care tot satul de Mongolia, adică cei 5, erau pe lângă mine, și au zis șurag, șurag și eram, da, șurag, șurag, șurag și au venit așa cu un pumn de șuruburi. Piloții din toată lumea au acceptat provocarea de a călători din Anglia până în Mongolia. Participanții au plătit o taxă de 1000 de lire sterline, bani ce vor fi folosiți pentru salvarea pădurilor tropicale.